Astra încearcă pentru a treia oară consecutiv să ajungă în grupele Europa League și partida cu AZ Alkmaar este pentru giurgiuveni provocarea zilei. Aseară, tehnicianul Marius Șumudic a vorbit despre meciul Astrei contra olandezilor și a răspuns întrebărilor puse de jurnaliști. Șumudic a considerat că partida din această seară este marcată de o situație inedită, pentru că, spre deosebire de meciurile cu Inverness și West Ham United, de data aceasta Astra are primul meci acasă și calificarea se va disputa în deplasare. Ne întâlnim și cu o situație inedită, în sensul că jucăm primul meci acasă. N-am jucat până acum primul meci acasă și ne vom juca calificarea în deplasare. Noi până acum și la Inverness și la West Ham am jucat primul meci în deplasare. Al doilea meci a fost acasă. Sperăm ca mâine să luăm o opțiune serioasă și să reușim să ne calificăm. Dar v-am zis, este foarte, foarte greu. AZ Alkmaar este o echipă reprezentativă a școlii de fotbal olandeze, alături de Feyenoord, Rotterdam și PSV Eindhoven. Iar calificarea Astrei în grupe ar fi o surpriză, a mai fost de părere tehnicianul Șumudică. Vom întâlni echipă bine organizată, bine pusă la punct din toate punctele de vedere și cu siguranță nu va fi ușor. Vom încerca să echilibrăm puțin forțele, chiar dacă noi avem foarte multe lipsuri față de ei, din toate punctele de vedere, nu mă refer neapărat la Astra, cât mă refer la fotbalul românesc față de fotbalul olandez, și să producem o surpriză, fiindcă pentru mine ar fi o surpriză să-i scoatem pe Alkmaar, în condițiile în care și la momentul respectiv cu West Ham a fost o surpriză că i-am eliminat. Mijlocașul Astrei, Valerica Gaman, este unul dintre jucătorii giurgiuveni care ar putea fi selecționați la națională, alături de Budescu, Enache și Silviu Lung Junior. Înaintea meciului cu Alkmaar, Gaman a fost întrebat cu privire la dificultatea partidei. Suntem încrezători, știm că e foarte important și pentru club această eventuală calificare. Cât de departe asta rămâne de văzut. Important e primul meci. Și dacă ne vom califica, trebuie să punem asta în discuție, pentru că încă nu suntem calificați și va fi un meci extrem de greu. Pentru că au niște jucători foarte buni și nu degeaba au terminat pe locul 3 în Olanda. Un lucru important, părerea mea. O să ai viață grea, apărare? Din câte știu, au marcat peste 60 de goluri. Cu toți o să avem o viață grea. Mai multe amănunte despre conferința de presă de dinaintea meciului Astrei din turul play-off-ului Europa League. Puteți urmări imediat după știri, în ediție specială. Marea problemă a înfruntării cu echipa olandeză rămâne lotul cu care Astra intră în teren. Vor lipsi Teixeira, indisponibil cel puțin două luni din lot, având ruptură de ligamente. Nici Geraldo nu prinde partida pentru că nu este refăcut după o mai veche accidentare, iar un alt mare absent rămâne Takayuki, transferat în campionatul turc. Absențe, da, avem Teixeira, care este pentru două luni ieșit din circuit. Avem Takayuki, care știți foarte bine că a plecat față de West Ham, vorbesc, și Geraldo, care nu cred că poate fi recuperat până la ora jocului. Am pierdut și jucători. Am pierdut 3 jucători din 11-le de bază față de West Ham. Deci am pierdut Teixeira, Takayuki și Geraldo. Și nu punem nimic în loc. Cu tot respectul pentru cei care vor intra mâine și îmi doresc din suflet să se ridice la nivelul celorlalți. Da, e destul de greu. Noi am pierdut axul central, mă refer la Ben Youssef, un jucător foarte bun care juca lângă Valerica. Am pierdut Seto, am pierdut Laban, am pierdut Florescu, am pierdut Yahaya, am pierdut foarte mulți jucători de mijlocul terenului. Cei care au intrat, fie că a fost Lovin, fie că a venit Boldrin, fie că a venit, încearcă să-și facă treaba și pe cât posibil înseamnă că am reușit până în momentul de față. Una peste alta, Șumudică rămâne uimit cu privire la parcursul echipei, dar spune că Astra nu mai poate susține multă vreme acest ritm cu un lot așa subțire. Nu am crezut nicio clipă că vom putea ajunge aici. Este meritul lor și să dea Dumnezeu să o țină la fel, dar cu părere de rău, pe zi ce trece apar fel de probleme care cu siguranță vor scădea din exprimarea jucătorilor. Și aici mă refer pierderea lui Teixeira, plecarea lui Seto. Dacă nu vom fi inteligenți să punem imediat la loc și să... Gândiți-vă că peste două zile de la meciul cu Alkmaar, acum noi jucăm cu Iași. Una dintre, iară, echipele foarte bune. Când să-i recuperez? Ce să le fac?
Astra va intra în teren cu Lung Junior, Cheiroș, Oroș, Găman, Moraeș, Lovin, Boldrin, Enache, Budescu, Deamorim și Alibec. Fanii Astra din Liga Suporterilor au participat aseară la antrenamentul oficial al echipei dinaintea turului cu AZ Alkmaar și au avut întâlnire cu staful clubului pentru discuții legate de susținerea echipei. Mai vechi fani din Liga Suporterilor sunt hotărâți să ducă muncă de lămurire cu cei din Brigada Suporterilor pentru reunificarea galeriei, pentru că două galerii mai mici nu fac cât una mai mare. Cu toții au întâmpinat cu urale pe jucători, iar câțiva dintre fani au făcut pronosticuri. Astra vine după 11 meciuri consecutive. Cum ți se pare la ora actuală forma echipei? Într-o formă foarte bună. Sperăm ca și în continuare echipa noastră să joace foarte bine și să aibă succese cum le-au avut până acum. Un pronostic pentru mâine seară? Pentru mâine seară, nu știu. Meciul este foarte greu. Sperăm să într-o victorie. Un 2-0 ar fi bine și să nu primim gol. Exceptând începutul de campionat, restul cred că este destul de bine, victorii pe bandă, au început să joace fotbal și se vede pe teren. Un pronostic pentru mâine seara? Eu sper la o victorie fără gol primit, dar eu cred că 3-1 pentru Astra se va termina scorul, așa cred eu. Scorul general sau mâine seară? Nu, mâine seară 3-1 pentru Astra. Eu sper la încă o dată la o victorie fără gol primit, dar pronosticul meu este 3-1 pentru Astra. Vin suporterii pe stadion? Da, am impresia că o să fie plin stadionul și așa ar și trebui să fie, pentru că băieții au demonstrat că joacă fotbal și merită susținuți. Parcursul a fost foarte bun, Astra a jucat foarte bine, dar de departe meciul este cel mai important în acest început de sezon. Calificarea în grupele Europa League este foarte importantă, nu sunt de neglijat și banii care sunt acolo și tot ce înseamnă parcursul Astrei de la meciul de mâine încolo. Un pronostic? Victorie fără să primim gol de la Alkmaar.